Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. La 31 octombrie a fost o veste extraordinar de bună din partea Vaticanului. Sfântul Părinte Papa Francisc a declarat martir pe episcopul Anton Durcovici. O veste îmbucurătoare pentru noi, pentru că, iată, urmează să fie beatificat episcopul martir. Și de aceea vă întreb, preasfințite, pentru început, ce a însemnat această veste de la 31 octombrie pentru dumneavoastră, care îi urmați în scaun episcopului Durcovici, și pentru credincioșii pe care îi păstoriți? Un gând de la început a fost în mine să-L preamărim pe Dumnezeu, pentru că avem acum în fața noastră o imagine a unui păstor cu adevărat care l-a urmat pe Iisus Hristos. Vestea pe care ne-a dat-o Sfântul Părinte și Congregația pentru Cauzele Sfinților, sigur că ne-am bucurat foarte, foarte mult. De fapt, așteptăm o asemenea veste de mult timp, pentru că știm că episcopul nostru, Anton Durcovici, s-a prezentat în misiunea sa ca unul care a iubit cauza bisericii, cauza credincioșilor noștri, și sigur că s-a oferit pe sine pentru viața și bucuria lor. Și acest răspuns din partea Sfântului Părinte este pentru noi o asigurare că, într-adevăr, El a fost păstorul cel bun al sufletelor noastre. E firea să fie o mare bucurie și toți preoții, toate persoanele consacrate și toți credincioșii care au aflat această veste în ziua de 31 octombrie, toți s-au bucurat și se bucură, și de atunci continuăm mai departe să ne rugăm pentru ca El să fie aici la noi proclamat fericit, martir al bisericii noastre, un om care a oferit viața sa pentru viața noastră, ca și Iisus, bunul păstor. De aceea, asigur că ne exprimăm mulțumirea, satisfacția și fericirea că am primit o asemenea veste și rămâne încă mai departe un motiv de bucurie pentru noi. Bucurie și împlinire a rugăciunilor credincioșilor. Părinte Isidor, dumneavoastră v-ați ocupat de strângerea documentelor. Funcția dumneavoastră se cheamă postulator al cauzei de beatificare. Puteți să explicați mai precis ce înseamnă postulator? În momentul în care preasfințitul Petru Gherghel a inițiat această cauză, pentru faza romană trebuia o persoană de legătură între preasfinția sa și Congregația pentru Declararea Sfinților de la Roma. Și m-a numit pe mine în această funcție. Rolul meu era acela de a prelua tot dosarul care s-a realizat în faza de cezană la Iași, și acolo să-l prezint potrivit normelor dreptului canonic, ca în final să poată fi recunoscută această carte, care se cheamă Pozitio, și în care sunt adunate toate documentele personale ale episcopului Durcovici, toate documentele din timpul arestării. Vom reveni la această carte cu care s-a finalizat întreaga cercetare, dar până atunci v-aș ruga să faceți un scurt portret al episcopului Anton Durcovici. Cine a fost? Cine este Anton Durcovici? Anton Durcovici s-a născut pe data de 17 mai 1888 la Bad Deutsch-Altenburg, Viena, în Austria. Părinții sunt Francisc și Maria. La vârsta de 5 ani, Anton rămâne orfan de tată, și atunci mama, împreună cu cei doi copii ai ei, Anton și Francisc, decid să vină la Iași, unde vor rămâne câțiva ani, după care vor pleca la București, unde episcopul va învăța limba română, va intra la școală, va face liceul, ca apoi să fie admis de arhiepiscopul de București, Netzamer, în seminar. Va termina seminarul și, tot la inițiativa arhiepiscopului de București, Netzamer, este trimis la Roma pentru studiile teologice. Asta se întâmpla în 1906. Până în 1911 va obține, în urma studiilor, două doctorate, unul în filozofie și unul în teologie,
și o licență în drept canonic. Este consacrat preot la 24 septembrie 1910, iar în 1911 se va întoarce înapoi în țară, la București. Aici va primi diferite funcții pe care le va îndeplini în cadrul arhidiecezei, printre care profesor de religie, apoi paroc la Târgoviște și în alte Giurgiu, în alte parohii. După care urmează războiul întâi mondial, este arestat într-o primă fază, este eliberat și din nou va primi funcții la aceleași două parohii, Târgoviște și Giurgiu. După aia va fi numit vicar general, se va ocupa de seminarul mare de la București ca și rector și în 1947, la 30 octombrie, Papa Pius al XII-lea îl va numi episcop de Iași. Situația politică din acele vremuri nu a permis ca el să fie consacrat. Aceasta va avea loc anul următor, 1948, la 5 aprilie, când consacrarea va avea loc în Catedrala Sfântului Iosif din București. Prima liturghie ca și episcop în Catedrala de Iași va avea loc la 14 aprilie, același an 1948, după care va începe munca de păstor al diecezei de Iași. Din 14 aprilie și până în 26 iunie 1949 va colinda, va face vizitele pastorale, va conferi sacramentul mirului în diferite comunități unde va pregăti pe de o parte clerul, pe de o parte creștinii pentru momentele grele care, iată, deja veneau la noi comunismul. Pe 26 iunie 1949 este arestat și de acolo va urma calvarul episcopului Anton Durcovici în Ministerul de Interne și Jilava, 2 ani, 2 luni, 2 săptămâni și 2 zile, până la 10 septembrie, când este transferat la închisoarea de la Sighetul Marmației, unde va rămâne exact 3 luni, când Domnul îl va chema să-i dea răsplata celor drepți. Un episcop în vremul tulbur, un episcop de Iași. În Biserica Romano-Catolică, preasfințite, se vorbește de beatificare și canonizare. Cum ajunge cineva să fie înscris în rândul sfinților? Care sunt etapele de urmat? Prima etapă este însăși viața persoanei respective și sigur că aici a fost luat în atenție toată activitatea episcopului despre care noi vorbim, Anton Durcovici. El se impune înaintea tuturor ca un om foarte corect, foarte dedicat, un om cu o trăire exemplară în toate sectoarele lui, sufletești și activitățile pastorale. Sigur că asta este baza pentru începutul unei astfel de cauze. Se ia în considerație apoi mai târziu și eroismul pe care el a demonstrat în fața tuturor pericolilor, apărând cauza lui Dumnezeu și cauza bisericii și drepturile omului. Și sigur că pe baza acestor mărturii, el, iată, este luat în atenție. Acest lucru s-a întâmplat chiar din partea elevilor săi, studenților săi, care ajungând în străinătate s-au gândit încă înainte de 89 să introducă cauza pentru a fi recunoscut ca fericit și martir. Sigur că nu s-a putut face atunci din partea noastră prea mult. După 89, cauza a fost preluată de noi și s-au adunat toate documentele și din partea preoților care i-au fost ele studenți și din partea altor persoane care l-au cunoscut. S-a format un tribunal cu un judecător care este delegat din partea episcopului la cererea unui postulator diocezan. Sigur că aceste documente toate s-au adunat și au ajuns la Roma, așa cum am auzit deja din partea părintelui
Isidor, care a fost ales de noi să fie postulator al cauzei în faza romană. Aceste documente toate demonstrează viața lui, jertfa lui, tăruirea lui, sacrificiul său. Moare cu adevărat pentru credință, apărând credința, apărând drepturile lui Dumnezeu și demnitatea creștinilor. Are un mare merit alături de ceilalți ierarhi ale bisericii noastre, alături de ceilalți martori ai credinței, acest episcop pentru cauza lui Dumnezeu și a bisericii în România. Pentru noi este un exemplu. Cu adevărat, ne întrebăm cum am fi făcut noi această misiune, cum am împlinit-o. El a împlinit-o într-un mod totul eroic. Eroic. Toată viața lui vorbește despre acest eroism al lui. Iar în ultimul timp și-a dat viața murind, izolat, cumva aruncat, astfel încât, după ce a murit, a și fost îngropat fără să știm unde și s-a șters parcă toată amintirea lui. Acest lucru pentru unii, pentru noi a rămas vie, a rămas unul care ne-a iubit și ne iubește mai departe. Deci, practic, vorbim de două etape. Etapa diecezană, aceea despre care dumneavoastră ați spus acum, baza o constituie în locul unde a murit martirul respectiv Anton Durcovici, s-au adunat documentele, și faza romană, despre care vă rog să vorbiți dumneavoastră, Părinte Isidor, în ce a constat această fază romană? Deci documentele, ne-a spus deja Preasfințitul, s-au adunat împreună cu mărturiile și au plecat spre Vatican. Au ajuns la Roma pe 11 septembrie 1999. A urmat apoi un timp în care s-a verificat dacă toată această fază decezană a fost bine organizată, potrivit iarăși dreptului canonic. Și în 2010, pe 8 februarie, acest document a fost deschis oficial și s-a început propriu-zis faza romană. În ce constă? Toate documentele personale, apoi toate mărturiile pe care au fost culese, le-am folosit pentru a demonstra concret că episcopul Anton Durcovici a murit, fiindcă era urât pentru credința pe care el o avea, dar din partea lui îl iubea pe Dumnezeu, îl iubea pe aproapele. Deci toate mărturiile, dacă vreți arătați un pic la cameră, sunt adunate în această carte la care s-a lucrat. Da. Au fost comisii întregi care au lucrat, apoi comisii la Vatican care au studiat și au venit cu observații. Aici este viața episcopului Anton Durcovici și martorii care au dat mărturie, care l-au cunoscut pe acest episcop. Ce știm despre ancheta și despre moartea episcopului Durcovici? Episcopul Durcovici, așa cum am spus, pe 26 iunie a fost arestat și mai întâi, 1949, și mai întâi a stat la Ministerul de Interne, unde a fost supus la o serie întreagă de interogatorii, ce a făcut, ce a vorbit prin parohii, plus și celelalte chestiuni, eu știu, de la dieceză, economice. După aceste anchete a fost obligat să dea declarații, avem cele 18 declarații pe care el le dă în scris. După ce era bătut, era pus să dea aceste declarații și după ce au înțeles că episcopul Durcovici nu renunță la credința pe care o are, atunci a fost transferat la Jilava. De acolo a fost dus pentru ultima perioadă. Știm la cum a murit? Din mărturile pe care le dau cei care i-au fost aproape, ei n-aveau voie să comunice între ei, dar aveau metodele lor de a se sesiza cine era într-o celulă, cine era în cealaltă. Știm că episcopul Durcovici, în ultimele momente ale vieții, spunea: mor de foame și de sete. Și ceea ce este important, a și cerut ca în ultimele momente să aibă dezlegare
am spune noi, o spovadă din partea unui preot care, sigur, îl cunoștea. De precizat că printre imaginele care au derulat și telespectatorii le-au văzut, le văd și acum, am văzut chiar o fotografie a episcopului luată după momentul arestării, luată la Ministerul de Interne. Sigur că au fost declarații care episcopul le-a dat în închisoare, ele au fost adunate și într-o carte. Cartea a apărut la noi, la Iași, și se cheamă chiar așa, Nu sunt de acord, cumva preluând o frază a episcopului, spunând că nu e de acord cu ce se întâmplă în țară în momentul respectiv, în momentul venirii comuniștilor, a instalării lor la putere și a persecuției care a început, mai ales că preoții au fost arestați. Dar mulți au murit în închisoare, au murit pentru credință, pentru ideile lor. De ce, și este o întrebare care o auzim de multe ori, de ce episcopul Durcovici este considerat martir și de ce este propus pentru a fi înscris în rândul sfinților? Știu foarte bine că în închisori nu erau numai cei care erau condamnați pentru credință, au fost și care n-au voie să renunțe la pământuri, au fost și intelectuali care au fost arestați. Ceea ce îl definește pe episcopul Anton Durcovici ca și martir, faptul că nu a cedat niciun moment la principiile pe care le avea, la principiile de credință, nu a renunțat niciun moment la mandatul pe care Dumnezeu îl încredințase în dieceza de Iași ca și păstor al creștinilor, și în cele din urmă, din ură pentru această credință, el a fost lăsat să moară de foame și de sete. Martir înseamnă cel care, pentru Hristos, din dragoste pentru Hristos și pentru aproapele, e dispus să meargă la moarte. Să vedem și coperta acestei cărți despre care spuneam, Nu sunt de acord, o carte apărută la Iași, care reia una din declarațiile episcopului Anton Durcovici dată în închisoare. Preasfințite, prin ce este actual episcopul Anton Durcovici? Ce spune el generațiilor de astăzi? Este actual pentru că el a demonstrat în viața sa un caracter profund creștin, catolic, a unui slujitor. Și poate fi pentru oricine, un exemplu, o chemare pentru împlinirea misiunii sale. O misiune punită cu curaj, misiune împlinită cu credință, cu o disponibilitate rară. Din tot ceea ce se citește în dosarele pe care noi le avem, se vede demnitatea lui, curajul lui de a spune adevărul, cu toate că acesta, iată, l-a costat să moară pentru el, l-a spus. E nevoie astăzi ca noi să avem un asemenea curaj de a prezenta acele probleme ale vieții de care depinde toată fericirea omului. El a știut să facă acest lucru și ne transmite și nouă o asemenea datorie pe care trebuie să o împunim în rolul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și este important pentru episcop, pentru mine, pentru alți episcopi. Este important pentru toți preoții. Poartă mai departe acest mesaj către toți preoții, către toți cei care studiază în seminarii sau în școli, pentru ca ei să fie reprezentanții în lume a ei acestui mesaj evanghelic. Suntem bucuroși că el ne-a lăsat acest mandat, acest testament, îl putem numi. Toate documentele pe care le-a lăsat, le avem, ne vorbesc despre asta. Și pentru asta îl considerăm actual, îl considerăm viu, îl considerăm în mijlocul nostru. Orice episcop, atunci când este numit, își alege o stemă și un motto, ca un fel de călăuză pentru viitoarea misiune pe care o are episcopul. Telespectatorii au putut să vadă acum un minut chiar stema episcopului Durcovici, împreună cu motoul, era în limba latină. Descrieți un pic stema și motoul și mai ales ce reprezintă. Pot să și arăt din nou camerei această stemă, care este un
program pe care episcopul și-l ia pentru misiunea sa. Și aici, sigur că este prezentat, așa cum se vede, o navă care călătorește pe apă și în această navă există o imagine a mielului pe care îl întâlnim în Vechiul Testament și în Noul Testament, cel care îl reprezintă pe Iisus cu crucea sa. Și de aici se vede că acest miel, Fiul lui Dumnezeu, care va aduce mântuire lumii, liniștește toate și mai ales învinge. Iar toți cei care îl urmează vor învinge, asta este tema lui. Iar poporul care îl urmează pe miel va fi fericit. Așa, de fapt, a și scris el pe această temă, se numește blazonul episcopului, stema episcopului, motoul episcopului, Beatus populus cuis Deus Dominus, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Deci un popor care îl urmează pe Dumnezeu, care urmează mielul, se va bucura într-o zi de această fericire. Este aici și o chemare pe care episcopul a avut-o, a împlinit-o și ne lasă și nouă ca și un mandat pentru noi, de a fi fericiți în mijlocul nostru, avându-L mereu pe Iisus, mielul învingător, cel care moare și învie. De fapt, este împlinirea unui principiu pe care Iisus ne l-a prezentat. Bobul de grâu moare și produce rod. Iisus a murit și ne-a adus rod. Episcopul moare și aduce fericire pentru poporul pe care el l-a condus. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Părinte Iacovici Isidor, mă îndrept din nou spre dumneavoastră. Sigur că ați studiat de aproape viața episcopului Anton Durgovici, tot parcursul său de la naștere până la martiriu, la Sighetul Marmației, 10 decembrie 1951. Ce v-a impresionat cel mai mult apropiindu-vă de viața episcopului? Am citit săptămâna trecută într-o evanghelie, atunci când farizeii, lumea, îl întreba pe Iisus, unde este împărăția lui Dumnezeu? Unde este împărăția cerului? Și Iisus spune, nu vă luați după cei care spun aici sau acolo, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Sunt ferm convins că episcopul Durgovici a fost pătruns de aceste cuvinte ale Mântuitorului. Și acolo când a fost arestat, când a fost bătut, când a fost chinjuit, interogat, el știa că împărăția lui Dumnezeu este în sufletul lui. Și nimeni nu poate să scoată împărăția lui Dumnezeu din suflet, din interior. Și cu această împărăție a fost primit sus. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este prezența lui Hristos în interiorul nostru. Sfințite, înainte de a vă pune aceeași întrebare, aș dori să precizați, va fi beatificat la Iași episcopul Anton Durgovici. Știm exact când și în ce constă, știu eu, liturghia, momentul acesta al beatificării? Așteptăm precizarea datei pentru a fi celebrat acest moment solemn cu prezența prefectului Congregației pentru Cauzele Sfinților, care în numele Sfântului Părinte va proclama ceea ce de fapt s-a și hotărât. Va fi la Iași. Sperăm să fie în luna mai, pentru că este o lună foarte multe semnificații pentru episcopul Anton, dar și pentru noi. El s-a născut în luna mai. El a iubit-o foarte mult pe Maica Domnului, pe care a urmat-o, care a încredințat toată grija episcopiei noastre și sigur că va fi dorința noastră să fie în această lună. Va fi la Iași o celebrare pe care o așteptăm cu nerăbdare, la care invităm pe toți cei care au auzit de el, au cunoscut, au dat mărturii, au care se vor uni cu noi în asemenea. L-ați cunoscut pe episcopul Anton Durgovici și ce anume v-a impresionat? Sunt unul dintre privilegiații care astăzi mai sunt în biserică. L-am cunoscut, l-am văzut, sigur, ca și copil, atunci când el a venit în 1948 în localitatea noastră Cherești, unde vin, și a administrat taina Sfântului Mir. În urgență, cum se spune, că se prevedeau momente grele. La 8 ani am primit această taină. Am rămas cu o impresie, cu impresia unui copil, un episcop cu
cu mitra sa pe cap, văzut pe cer ca un titan, ca un munte, ca un erou mare care vine spre noi, îndreptându-se spre locul unde eram eu. Această impresie m-a urmărit toată viața și sigur că l-am putut vedea apoi în imagini, pentru că el a dispărut, dar a rămas în inima mea. Și sunt fericit că el a adus în sufletul meu această prezență a Duhului Sfânt cu darurile sale. Sunt și bucuros că am avut darul lui Dumnezeu de a putea să-L urmez în această misiune ca și păstor al bisericii noastre locale. De aceea îl preamăresc pe Dumnezeu și ne rugăm ca episcopul nostru cu adevărat să fie iubit, prețuit și urmat. Asta este cea mai frumoasă laudă pe care o puteam aduce și mulțumirea unui episcop care ne-a făcut atâta bine. O face și astăzi. Suntem chiar la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare, preasfințitul Petru Gherghel, părintele Isidor Iacovici. A fost o onoare pentru noi să vă avem astăzi invitații în studioul TVR Iași. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas împreună cu noi. Am vorbit despre episcopul martir Anton Durcovici. Viața lui, așa cum s-a spus în această ediție, ilustrează cel mai bine textul din Evanghelia după Sfântul Ioan: dacă bobul de grâu nu moare, nu aduce rod, dar dacă moare, el aduce rod. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. La revedere!